Direcția Silvică Gorj face bani în orice sezon. În acest moment, pădurarii au început campania de recoltare a florilor de soc. Asta după ce instituția a livrat 13 tone de muguri de pin unei firme din România. Începând de astăzi, ce am încheiat cu florile de pin, cu mugurii de pin, datorită faptului că avem nevoie de camere frigorifice și n-am putut să le suprapunem, începem și cu florile de soc în stare proaspătă. Deja avem contractate cantitatea de 10 tone și sperăm să depășim această cantitate contractată. Vreau să vă spun că mugurii de pin și florile de soc s-au prezentat firme din țară la licitație. Direcția Silvică a încasat suma de 20.000 de lei după ce tot pădurarii au fost cei care au recoltat 13 tone de muguri de pină. Mugurii vor ajunge în industria farmaceutică și de producere a ceaiurilor.